Dragnea, stă pe aici, nebun la cine-ți respirația? Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod cu Hitman. După cum puteți vedea și în titlu, este un episod mai special. V-aș invita pe toți să apăsați butonul de like și subscribe dacă sunteți noi pentru cât mai multe episoade. Iar dacă aveți idei despre episoade, lăsați în comentarii acolo și încercăm să le punem în aplicare. Am înțeles. Hai să ne luăm mașinuța și să vedem ce episoade putem să... Asta e de la security, ăsta e paznicul meu aici. Ce episod și ce contracte putem să scoatem și astăzi. Sper că vă place noua grafică pe care am adoptat-o în joc. Mi se pare destul de ok, se vede ok. Sper că și pe video se vede ok. Haideți să coborăm și noi pe aici, că aici e domnul foarte abrupt. Coborăm și noi ușurel pe aici. Să vedem ce se întâmplă în oraș, ce contacte putem să luăm astăzi, băieți. Pentru că Hitman nu stă niciodată liniștit, tot timpul e în căutare de noi contracte. După asta că se bagă peste mine. Bă, dar ce e aici, mă? Ce e aici? Secție de votare, ce e aici? Bine și amici, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. Înainte de acest lucru vreau să-l salut și să-i mulțumesc domnului Sergei Stranișven pentru prezența lui aici. Vreau să vă spun că Sergei este cel mai bun prieten al nostru din Europa și în aceste momente grele nu i-a fost ușor, n-a avut nicio stare să vină la noi. Cine mulțumim. Asta, frate? Vreau să-l salut pe domnul Călin Popescu Tăricianu. Bună ziua, domnule, am nevoie de ajutor dumneavoastră pentru un contract dificil. Și prin acest mod, cum ai lucrat cu noi împreună. Domne, cine este acest om? Cine este acest om? Și îl salut și pe domnul Cunoaște. Liniște, vă rog. E Dragnea, băi, Liviu Dragnea, asta băi, ești nebun la cap. Mulțumesc că ai venit aici la congresul nostru. Uite ce seamănă cu el, frate, ești nebun la cap. După părerea mea, importante. De care cu tot avem nevoie să știm. Să plecăm de aici, frate, că nu e de noi cu Dragnea, cu nebunii. De asemenea, mulțumesc și doamne comisar Corenatărețu, colegă de-a noastră, membru PSD. Europa. Am primit un contract, băieți, haideți să-i luăm despre ce este contractul, să-i lăsăm pe băieți ăștia cu Dragnea, cu toți nebunii, toate nebunile aici de capul lor și să ne vedem de contractele noastre. Că... Na. N-avem treabă cu politica, cu astea, nu ne băgăm în politică, numai dacă e cazul unui contract, înțelegi ce zic? Pentru că dacă primești un contract e de nerefuzat. Banii sunt bani. Cred că aici am primit un contract. O sună cineva aici. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Dumneavoastră a sunat la Hitman? Da, domnule. Ce spuneți? Despre domnule, ce este vorba? Nu știu cum să zic. Am o țintă... Cam... Cum să vă zic, domnule, dacă puteți, dacă sunteți în stare să-l omorâți. Domnule, calmați-vă. Este vorba despre... Mă calmez. Despre cine este vorba? Despre Liviu Dragnea, domnule. Despre politicianul Liviu Dragnea? Da, domnule, exact. Nu-mi vine să cred. De ce? Ce s-a întâmplat? Deci, tocmai când veneam în... coboram în oraș, l-am întâlnit, ține un discurs undeva mai sus, vorbea cu ceva, deci mulțumea nu știu cui pentru nu știu ce. Domnule, este un contract destul de greu, ținând cont că totuși este un om important al țării. Vă va costa ceva acest lucru. Domnule, vă dau oricât este nevoie, spuneți-mi doar un preț, vreau să scap de acest om ce gos. Domnule, vă costă 100.000 de dolari, domnule. Dispuneți de acest bani? Da, domnule, uite acum v-am dat, mi se transferă în cont dumneavoastră. Am primit, domnule, banii. Vă mulțumesc pentru contract, domnule. Chiar în acest moment, mă sui în mașină.
și plec spre asasinarea lui. Sper încă însă să-l găsesc acolo. Vă anunț, domnule, vă anunț. Domnule, da, domnule. Sper să puteți îndeplini acest contract, domnule. Ați facem bine tuturor. Urați-mi baftă. Multă baftă. Uite, deci tocmai am luat contract pe Liviu Dragnea, care este chiar acolo în... și nu știu ce contract, ce discurs ținea el. Stai să văd dacă mai știu pe unde am ajuns acolo, sincer. Nu mai știu, băieți. Mai știu pe unde am ajuns. Cred că era în stânga aici. Ha? Dar noi ca Hitman nu ne putem apropia prea mult și atunci o să facem așa. O să lăsăm mașina asta, uite, e și loc de parcare aici. Am înțeles. Parcăm aici frumos. Și ne suim pe clădire, să vedem. Putem vedea pe Liviu Dragnea de aici? Nevoie de sniperul meu. Trebuie să scot arma pentru că am nevoie să mă sui pe clădire. Măi, nu știu sigur dacă pot vedea, dar din informațiile pe care le am, undeva aici în față ar trebui să fie clădirea aceea. Uite, biserica, dacă era la o biserică sau clădirea cu turnul. Ușurel, ușurel. Hop. Și acolo sus. Să ne grăbim un pic. Dar cu atenție să nu fiu văzut. Trebuie să ne uităm să nu ne vadă cineva. Este în plină zi, ceea ce înseamnă că pot mulți oameni să fie foarte activi în zona asta. Ce îmi poate să repare aerul condiționat, sistemele astea pot fi reparate. Uite ce bine se vede de aici. Ce acolo sunt. Verificăm un pic zona să nu fie cineva. Deci toată lumea vorbește acolo cu Dragnea, e atent. Să elimin și polițiștii, dar nu au nicio... De fapt, polițiștii nu au nicio treabă. Eu am un contract simplu pe el. Dragnea, Dragnea. Câți dintre voi ești de rău asta? Pentru asta este Hitman. Pentru aceste contracte. Nu le putem rata. Cine-ți respirația? Coborâm și noi de aici, pentru că nu știm niciodată când cine să ne poate ne-a văzut cineva sau ceva. Am înțeles. A fost o săritură în... Dar nu știu cum mă întorc acum. Oare pot pe ei să mă întorc? Ar trebui să pot, cred. Nu? Nu pot pe aici? A, pot. A. Mă speria să nu pot să mă întorc pe aici. Haideți să ne întoarcem la mașina noastră. Auzi, poliția, a venit salvarea, a venit toată lumea. Deci tocmai l-am spart pe Liviu. Haideți să ne retragem.
că... Ne retragem acasă la noi pentru că avem... Mamă, e poliție peste tot, frate. E împânzit orașul de poliție în acest moment. Nu, aș vrea să... Dar nu mai trecem pe acolo, că s-ar putea să oprească orice mașină pare suspectă și... Nu se știe niciodată când... Când picăm chiar noi în... în plasa poliției, că să ne oprească aleatoriu și să fim arestați. Așa că ne retragem la casa lui Hitman, unde o să stăm ascunși câteva zile până se vor liniști apele un pic și... Salut, salut! Sheesh. Să lăsăm mașina aici. Lăsăm pornită. Ca să nu fie probleme sau ceva. Și să intrăm în casă la noi, băieți. Poate veni cineva? Să nu ieșim cu arma, că mai sunt pe aici paznici și grădina. Intrăm în casă aici și nu ne deranjează nimeni la noi în casă, pentru că este o locuință privată. Și stăm liniștiți aici. Acum pot să dorm liniștit știind că Liviu Dragnea este asasinat. Să ne punem în pătuți. Și cam ăsta a fost episodul cu Hitman, băieți. Hitman când îl asasinează pe Liviu Dragnea. Dacă ți-a plăcut și ție episodul ăsta, lasă și tu un like acolo, lasă și tu un subscribe și noi ne auzim în... episodul următor. V-am pupat pe toți și hai să lăsăm intro-ul ăsta să fie cum trebuie. N-ai cum să mă hau, sunt prea hau de mult deja. Pe mine nu mă hau nici vagabonții, nici garda, da? Fac doar cum vreau eu, nu ales vrăjeală, na. Indiferent de cum o sus sau cât ești de cărța. Nu ai cum să mă hau, nici mâine, nici acum, nu. Nu mă pot schimba, am încercat din greu, n-am cum. Viața-mi fugă fest. Vagabond, elegant.